Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Cartea Faptele Apostolilor. De la capitolul 2 începem citirea cu versetul 41, pagina în Biblie 1057. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averele și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau rânduiți la mântuire. Amin. Vă rugăm, ocupați locurile. Mulțumesc Domnului pentru că mă aflu în Biserica Betania din Arad pentru prima dată. Am mai fost acum 8 ani, de atunci era o adunare electivă. Fețele dumneavoastră însă sunt total necunoscute, singurul frate pe care îl cunosc e fratele Tipei, Domnul să-l binecuvinteze. N-am fost pornit astăzi la Betania, nu am fost pornit la Betel dincolo, acolo sunt cunoscut, biserici, am predicat de multe ori și cineva a numărat de câte ori am predicat și mi-a spus, frate Dragoș, asta este a 54-a predică la Betel. Dacă Domnul mă ajută, după amiază voi fi iarăși acolo. Oricum, la Betania predic pentru prima dată și pentru că predic pentru prima dată am vrea să facem o înțelegere și dacă înțelegerea asta funcționează, o să fie bine. Ori de câte ori eu am ocazia să predic așa, într-o adunare, pentru prima dată și văd atâtea fețe necunoscute, eu am acum pentru dumneavoastră o rugăminte. Continuați să rămâneți într-un duh de rugăciune și să vă rugați pentru mine. Amin? Dumnezeu să vă ajute. De ce spun lucrul acesta? L-am luat pe Apostolul Pavel, un om extraordinar, un om despre care Dumnezeu depunea mărturie în Fapte 9:15, înaintea lui Anania și îi spunea, Anania, du-te, pentru că el este un vas pe care l-am ales din pântecele mamei lui. Apostolul Pavel, Roman 2:16, spune și lucrul acesta se va vedea în ziua în care Dumnezeu, după Evanghelia mea, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Apostolul Pavel în Fapte 23:1 în fața soborului spunea, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetul meu înaintea lui Dumnezeu. A fost un om extraordinar. 1 Corinteni 11:1 are tăria să spune, călcați pe urmele mele, eu calc pe al lui Hristos. Filipeni 4:13, el spune, eu pot tot un Hristos care mă întărește. Pavel ajunge în pușcărie și de acolo scrie fraților din Efes, capitolul 6, versetul 18 în jos. Faceți prin Duhul tot felul de cereri și rugăciuni, vegheați la aceasta cu toată stăruința și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea o ușă de cuvânt ca să vestesc Evanghelia cu îndrăzneală. Și atunci m-am gândit, dacă Pavel avea nevoie de rugăciune, el, omul care a fost răpit în al treilea cer, care a primit Evanghelia de la Dumnezeu direct, care din noi, predicator, are nevoie de judecata unora sau de nepăsarea altora? Noi toți avem nevoie de rugăciunea dumneavoastră, de aceea vă rog încă o dată, rugați-vă pentru noi, amin? Știți ce mult contează și atitudinea dumneavoastră? Și iertați-mă, fraților, eu am străbătut 700 de kilometri și încă port cu mine mirosul de cetină când am străbătut codrii Bucovine și am venit până aici și nu mi-ar place să vă văd nepăsători. Acest apostol Pavel predica în Fapte 20:9, ce-i drept, o predicat cam mult. Eu nu mi l-am imaginat niciodată pe Pavel ca un predicator plictisător care să provoace cascatul prin adunare. Nu mi l-am imaginat. Și în Fapte 20:9 spune că după ce s-a îndelungit vorbirea până după miezul nopții, un tânăr pe nume Eutih, biruit de somn, a căzut jos și a murit. Sunt oameni nepăsători în adunare, așa de mult aș vrea ca să fiți cu gândurile aici. Lăsați datoriile în bancă, lăsați angajați, lăsați firmele, lăsați problemele de școală și hai să ne adunăm să fim aici prezenți. Domnul să ne ajute, amin? Sunt oameni nepăsători, aceia să nu fie azi la Betania. Sunt oameni împotrivitori. În Fapte 6:15, de exemplu, predica un alt om al lui Dumnezeu și când adunarea s-a uitat la el, spune că și iată că fața lui Ștefan li s-a arătat ca o față de înger. Eu sunt conștient, n-am față de înger, știu asta. Și
Totul spun, și ce dacă avea față de îngeri? Fapte 7, versetul 54, versetul 57, pe când predica acest diacon pe nume Ștefan, pe ei tăia la inimă, scrâșneau din dinți, la un moment dat și-au astupat urechile, au început să răhnească, nu puteau primi cuvântul. Sunt și împotrivitori prin adunare. Sunt împotrivitori care spune, am auzit tot rău care l-a făcut omul ăsta, ăsta l-o predică, cine l-a chemat, l-am auzit de el. Aș dori ca azi să nu fie împotrivitori aici la adunare, să fie numai oameni care ascultă Evanghelia, amin? Apoi sunt oameni care ascultă și nu chiar cred. Să uită așa la tine curioși, îți spun, o fi. Știi ce spune în Evrei, capitolul 4, versetul 2? Că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, știți de ce? N-au găsit credință. Să ne dea Domnul noi să fie credință, amin? Fapte 14 cu 9, predica apostolul Pavel, în fața lui era un olog. Și Biblia spune, și când a văzut că are credință să fie vindecat, Pavel i-a zis, să ne dea Domnul credință tuturora. Nu pot explica cum lucrează credința asta. În Roman 10 cu 17 spune, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Este o credință care vine în urma auzirii. Eu predic, dumitale ascult și în tine crește credința, dar este darul de credință. De 1 Corinteni 12 cu 8, de pildă fraților, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre cunoștință, altuia despre înțelepciune, altuia credința e dată. Și aș dori ca Domnul să ne dea darul credinței. Amin? Și dacă nu am avea nici credință, hai mă fac o concesie. Parcă Marcu 12 cu 37 spune că Domnul propovăduia Evanghelia și gloata cea mare îl asculta cu plăcere. Să aveți măcar plăcere față de Evanghelie. Amin? Știți de ce am făcut pregătirea asta? Mi-am imaginat întotdeauna când voi ajunge în Betania, în prezența președintelui, David spunea, crezi că e ușor să fii generul împăratului? Eu spun, crezi că e ușor să predici prima dată în prezența președintelui? Mi-am imaginat că voi avea o predică duhovnicească. Voi avea o predică încărcată de taine, pentru că îmi place să caut în Scriptură. M-am rugat Domnului, n-am venit cu o predică din Suceava pentru voi, nici n-am știut că astăzi sunt aici. Dar în noaptea care a trecut, m-a rugat Domnul, m-a ridicat de la șternut, m-am rugat în mod repetat și am spus, Doamne, în Betania, de ce e nevoie? Și mi-a arătat Domnul două nevoi că le-ați avea. Am ales una dintre ele. Nu e o predică duhovnicească, știu că nu o să strigați amin și aleluia, probabil nu o să aveți la ce, seamănă mai mult cu o lecție de regenție. Vreau să predic și vă e de folos asta despre prezența la adunare. Am citit aici, cuvântul Domnului spunea așa, versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. N-am luat registrul de membri, m-au surprins locurile goale. Nu-mi permis să fac lucrul ăsta. Și vei spune, noi avem locuri mai mult decât suntem, e clădirea mai mare. De când e adunarea din Betania, iertați-mă, trebuie să fie locurile pline. Am două întrebări, dar vă răspundeți numai vouă, nu mie. Care n-a fost joi seara la adunare? Vă știți care a fost, da? Nu vă pun să ridicați mâna că nu-mi place să fac de rușine pe careva. Care n-a fost joi seara la adunare? Și dați-mi voie, spun ca Pavel, hai suferiți-mă puțin. A doua întrebare, de ce n-ai fost? Chiar n-ai putut să vii la adunare? Chiar n-ai putut să vii? Vreau să vorbesc de prezență la adunare. Nouă ni s-a întâmplat că trăim aceleași vremuri, ca și dumneavoastră. Am constatat lipsă de la repetiția de cor. Slujirea care îmi place mie cel mai mult într-o biserică e cântarea în cor. Din clasa 8-a cânt în cor și noi acum am mai chemat niște coriști, vineri am fost și eu la repetiție și pentru azi trebuia să cântem împreună și acei care i-am mai chemat la corul. Am mai chemat încă vreo 40, noi avem cor mult mai mare ca ăsta și aș fi vrut să fiu acolo, îmi place corul, extraordinar de mult îmi place corul. Și am văzut că unii lipsesc de la repetiția de cor, alții lipseau de la studiu cu tineri, unii lipsesc joi seara de la adunare. Ne-am confruntat cu cazuri când au lipsit de la mormântări. Mi-aduc aminte, la o mormântare am condus programul și a predicat un frate, tot Dragoș, prezbiter, acasă. La groapă a condus el programul și am predicat eu. Știți de ce? Nu mai era al treilea predicator, era zi de lucru, noi suntem la țară, eu lucrez cu animale, cât sunt țăran, și nu mai era un al treilea predicator. Vi s-a întâmplat și dumneavoastră absență de naștere nemotivată. Frate dirijor, cum te împaci cu absențele când chiar solista nu vine sau nu se poate fără ea? Și atunci eu m-am gândit să am așa o învățătură despre prezența la adunare. Am structurat-o eu numai mintea mea pe patru capitole ca să fie mai ușor de asimilat.
Și orice s-ar spune, când vorbim de prezența la adunare, noi tragem cu ochiul la evrei. Roman 15:4 spune că și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Ne uităm la evrei, când veneau ei la templu, de ce se suiau la templu, ce îi făcea, de ce nu se suiau la templu, și uitându-ne la ei, ne comparăm așa cu Biserica Betania de aici, din Arad. Și am structurat eu capitolul 1, acest studiu, în 4 capitole. Capitolul 1, motivația. Ce îl făcea pe un evreu să se suie la templu? Sau la cortul întâlnirii sau la sinagogă de mai târziu? Și ce ne-ar face pe noi? Ce ar trebui să ne facă pe noi? În al doilea rând, am vrut să vorbesc despre frecvența. Că cineva mi-a spus, bine, bine, domnule, eu vin la adunare, dar nu cât vrei tu. Eu nu pot veni cât vrei tu, așa mi-a spus. Și am spus, dar nu vreau. Eu, frate, uite cine vrea. De câte ori ar trebui totuși să venim la adunare? Despre frecvență și piedici. În Fapte 16:16, pe când ne suiam la locul de închinare, ne-a ieșit înainte. Totdeauna când vrei să vii la adunare, îți iese ceva înainte. Și vom trata aceste piedici. În capitolul 3, mi-am propus să vorbesc despre beneficii și pierderi. Și dacă mă ajunge să ajung și la capitolul 4, ceva o parte aplicativă, tare mi-aș dori să ajung și acolo. Bun, capitolul 1. Motivația. Ce-l făcea pe un evreu să se suie la cortul întâlnirii, la templu sau la sinagoga de mai târziu? 1. Plăcerea. Cred că e singura motivație care ar trebui să o avem și noi. Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, a oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile tale. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu. Mai strigă inima ta? Ana, fata lui Fanuel, mânată de Duhul, s-a dus la templu. Te mai mână pe tine Duhul joi seara la adunare? Plăcerea. Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Când primești un telefon, de seara e repetiție de cor. Vezi să nu uiți. Te bucuri? Salți de bucurie că cineva a avut grijă de tine? Când îți spune, haidem la adunare, eu locuiesc la țară. Și de multe ori mă prind de vremea făcând treabă și trece când un frate, hai frate Dragoș, și las și calul și vaca și tot ce am, haidem la adunare. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea ca toată viața mea să locuiesc în casa Domnului și să mă bucur de frumusețea Domnului, mă minunez de templul Lui. Vrei tu asta? Mai vrei? Psalmul 133. Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frață împreună. Tatăl meu are 83 de ani. O încheia legământul cu Domnul în anul 46. Și una din zile, chiar ieri eram un car cu fân, nu vineri, că eram un car cu fân și el îmi spunea mult despre viața asta. Dar odată mă întreabă, tu ai auzit vreodată un cor de înger? A spus, nu, n-am auzit. Corul care cântă frumos am auzit, dar un cor de înger nu. Și el îmi spunea, când ne-am pocăit noi, ne adunam în casă la un frate, Gheorghe Cluci. Este casa aceea și acum. Timp de 7 săptămâni, timp de vară, ne trezeam dimineața la 3 până la 5, făceam rugăciuni, la 5 cu sapa în spate plecam la prăjit. Seara când veneam, nu mă aruncam sapa peste gard, nu mai intram în curte și plecam la rugăciune. Și îmi spunea, o dimineață era o dimineață ploioasă, așa ploua, niște drumuri desfundate și cu o pelerină în cap, mă duceam la rugăciune. Și îmi spunea, și pe când mergeam așa cu capul în jos, prin noroile, prin drumul ăla desfundate, lângă mine a venit un cor de îngeri. Spunea, măi Dragoș, așa de frumos cântau și au cântat până am ajuns în casa aceea. Și am deschis ușa și am intrat în casă cântând și frații erau la ora 3 la rugăciune. Mai avem noi plăcerea asta, fraților, de a merge la adunare? Ne mai împinge Duhul Sfânt pe noi la adunare? Eu mi-aduc aminte, am trecut de 50 de ani, sunt născut în pocăință. Mama mea a murit la 70 de ani, născut în pocăință. Bunicul meu a fost la Cernăuți, condamnat pe 25 de ani. Mi-aduc aminte de serile de rugăciune, de serile de stăruință, din acele case joase, cu broboade de sudoare, cu cămașa udă. Și stam la rugăciune până dimineața și plecam la primul autobuz când începuse în serviciu și nu mai treceam pe acasă. Nu ne era nici foame, nu avem nici alte probleme. Dorința noastră era să mergem la rugăciune. Dacă rog pe Duhul Sfânt astăzi ceva, să pună dorința asta în fiecare, amin? Doamne ajută-ne! Care era motivația evreului? Care ar trebui să fie motivația noastră? Plăcerea. Să venim la adunare de plăcere. Eu vă spun și poate exagerez cu asta,
am acasă animale, am un cal. Și a venit un bătrân la mine, îmi spune: mai Draguș, dacă tu pe câmp ai să scapi calul ăsta, știi unde o să fugă el? Am spus: știu, la stăpânul vechi. Da, dacă a să-l faci să fugă la tine acasă, știi ce trebuie să faci? Zic: nu. Ori de câte ori ajunge acasă, acolo în ieslea lui să găsească ceva bun. Pune două mere, pune două bucățele de zahăr, pune un pumn de ovăz și el a să fugă la tine acasă, că o să-i placă la tine. Eu așa aș dori ca toți de aici din Arad, tineri, vârstnici, când vin la adunare, să găsească ceva bun, să-i atragă ceva, să spună: măi, mă duc la adunare, că întotdeauna la adunare a fost ceva bun. Doamne, ajută-ne la aceasta, amin? Apoi, nu numai plăcerea l-aducea pe evreu, îl aducea și nevoia. Nu mai citesc cuvintele, dar cuvântul Domnului spune în Judecător, capitolul 20, s-a întâmplat un lucru care nu s-a întâmplat niciodată în Israel. Și au spus: haide la un sfat. Nevoia de sfat. Câteodată trebuie să ne oprim și să ne sfătuim. Și au spus: n-are nimeni voie din toate semințiile lui Israel, niciun absent, să face prezența și dacă cineva lipsește. Și au venit pentru că era nevoie de sfat. În Cartea Împăraților, capitolul 8, se roagă Solomon și spune: Doamne, când ploaia va bate grindina, când vrășmașii vor veni la hotarele țării, când va da rugina în grâu, când se va întâmpla asta, și poporul tău va veni în locul acesta să se roage, ascultă rugăciunea. Noi avem nevoie de rugăciune. E adevărat, ne rugăm și acasă, dar nu ne rugăm ca la adunare. Și de multe ori noi motivăm: mă pot ruga și acasă. Nu seamnă rugăciunea aceea cu asta când poporul Domnului e înflăcărat și se roagă toți împreună. Nevoia de rugăciune. Matei 18 cu 20 spune așa: căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Voi vi imaginați astăzi pe Domnul Iisus aici în mijlocul nostru? Și dacă El este aici, tu de ce n-ai venit? De ce n-ai venit tu? El spunea ucenicilor: eu mă duc să mă întâlnesc înaintea voastră, vin în Galileea. Eu știți cum îl văd pe Domnul? Când vine primul frate și descuie ușa, eu îl văd pe Domnul aici în adunare. El e prezent, se uită la tine, își știe necazul, își știe supărarea, își știe boala, își știe neputința, își știe bucuria, știe împlinirea. El se uită așa cu drag când intră pe ușa adunării. Și mi imaginez pe Domnul că el pleacă ultimul, după ce fratele încuiet ușa, spune: Domnul, se uită după tine, spune: și pe ăsta l-am îngâiat azi, și pe ăsta l-am zidit, și pe ăsta l-am vindecat, că de aceea venim aici. Dacă Domnul este aici, nevoile noastre sunt împlinite, nevoia de sfat, nevoia de rugăciune, nevoia de învățătură. Neemia, capitolul 8, spune că o citit de dimineață până seara, că era nevoie de învățătură. Mi s-a întâmplat. Aveam întrebări în mintea mea câteodată, fără răspuns. Am întrebat pe un frate, am spus: nu știu, frate, ce să spun. Și m-am dus la adunare și a ieșit un om simplu. Și mi-a citit câteva versete și mi-a răspuns la exact ce mă interesa pe mine. Am jubilat, îmi venea să strig de bucurie. Ăsta e răspunsul. Noi toți avem nevoie de învățătură, de la fratele păstor și până la ultimul copilaș. Și aici Domnul ne satisface nevoia aceasta, de aceea vă rog. Și așa ca un imperativ vă spun: veniți la adunare. Amin? Amin? Nevoia. Și nu numai nevoia, dar era și o datorie pentru evreu. Evreul trebuia să vină la adunare și noi avem datoria să aducem jertfe. Mergem în Levitic, de la capitolul 1 la capitolul 5, legea jertfelor și jertfele care se aduc. Apoi vine Evrei, capitolul 13 cu versetul 15, aduce în rodul buzelor ca jertfă. Vine Psalmul 50, versetul 23, celui ce veghează asupra căii lui, cel ce aduce mulțumiri ca jertfă și veghează asupra căii lui. Deci noi trebuie să aducem trupul nostru ca o jertfă. O jertfă de mulțumire, Roman 12, aduceți trupurile voastre, și Pavel spune și motivația, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Fraților, Dumnezeu a avut îndurare față de noi? A avut. N-a avut față de voi îndurare? Când vorbim de îndurarea lui Dumnezeu, Psalmul 106, 107 spune că este veșnică. În Neemia 9, cu 19 spune, îndurarea lui Dumnezeu e fără margini. În Romani, în capitolul 9, versetul 15, spune că El se îndură de cine vrea și pentru noi. În Plângeri, în Remia, capitolul
3 cu versetul 22 spune că îndurările lui se înnoiesc în fiecare dimineață. Noi prin îndurarea Domnului suntem vindecați. În Luca 9 cu 38 strigă un tată: îndură-te de copilul meu. Noi prin îndurarea lui Dumnezeu suntem mântuiți. Tit 3 cu 5, El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute în neprihănire, ci după îndurarea sa. Asta e îndurarea lui Dumnezeu. N-a avut îndurare Dumnezeu de tine? Mă duc la dispensar să iau o adeverință și mă întâlnesc cu un frate, dau mâna, nu mă strânge tare. Ce faci, frate Toader? Ce să fac? Îmi schimb pansamentul. Dar ce ai pățit? Am tăiat lemne cu circularul și mi-am tăiat degete. Om la 70 de ani, așa mă doare, măi frate Dragoș, la 70 de ani, uite, mi-am tăiat mâna. În prima dimineață m-am trezit și parcă involuntar am dat așa cu mâna și mi-am numărat degetele, am 5. Tu câte ai? Ai mulțumit Domnului pentru fiecare deget? Atâția copii sunt în cărucior. Atâția copii în cărucior și copiii tăi sunt sănătoși. Mă duc, mă uit la ei și dorm. Eu 13 ani după căsătorie n-am avut copii. Când m-au vizitat fratele de pe ei, nu aveam copii și s-au rugat pentru noi. Acum Domnul mi-a dat 5 copii. Cel mai mare are 12 ani, cel mai mic are 4 ani. Deși eu spun că bătrân trecut de 50 de ani. Așa mi-a dat Domnul și am primit ca de la el. Mă întreabă cineva, măi copiii tăi dorm? Așa dorm că trebuie să-i întorc eu noaptea de pe o parte pe alta. Dorm ca butuci toți, cred că seamănă cu mine, nu știu. Așa. Dar sănătoși, merg la școală o parte, învață bine și mă bucur. Sunt copii care fac mari necazuri în familie. Am o vecină, are un copil, acum are 18 ani și îmi spune sora Doina, până acum mai purtam, eu nu-l mai pot purta, că el a crescut, dar se mișcă așa într-un cărucior. Când l-a dat jos din cărucior, eram așa, mergea ca șarpele, așa se întindea ca să ducă pentru nevoile lui. Copiii tăi nu sunt așa. N-ai vrea să vii duminică dimineața la adunare să-i mulțumești Domnului? N-ai vrea să te trezești cu o jumătate de oră mai repede, spui, pentru fiecare copil, Doamne, eu îți mulțumesc, aduc o jertfă de mulțumire, pentru că îndurarea Domnului a fost mare pentru noi. Și câte necazuri și câte probleme, la atâtea mormântări am predicat și la alte ne-am folosit o mormântare. Și o mamă care a rămas o fetiță de o jumătate de an și o fetiță de un an și jumătate. La Dumbrăvine o soră a murit în ziua în care am mormântat, împlinea 28 de ani. Și 5 copii orfani erau lângă să-i criu. Tu n-ai motive să-i mulțumești joi seara la adunare? Nu poți să vii și joi seara să te prăbușești și să spui, Doamne, mulțumesc pentru îndurările tale? Evreul avea datoria să vină la casa de rugăciune. Datoria asta o am și eu. Datoria asta o ai și tu. Domnul să ne facă conștienți de asta, amin? Și să ne împlinim datoria. Și nu în ultimul rând, evreul venea la adunare de frică. Că spunea acolo Numeri, capitolul 9, cu versetul 6. Au venit la Moise niște oameni și le-au spus, noi nu putem sărbători Paștele, că ne-am întinat cu un mort, ce facem? Și Domnul i-a spus lui Moise, dacă cineva a fost întinat cu un mort sau a fost în călătorie, și n-a putut sărbători Paștele în ziua 14-a, în luna 1-a, să sărbătorească Paștele în ziua 14-a, luna 2-a. Și dacă nici atunci nu-l sărbătorește, să fie nimicit. Și mergem un pic mai acolo, în versetul 15, și găsesc niște oameni pe un om strângând lemne în ziua de sabat. Nu știa ce să facă cu el. În ziua de sabat strânge lemne. Și a spus, Domnule Moise, ce pedeapsă? Nu știu nici eu. Dar merg și întreb pe Domnul, știi ce a spus Domnul? Să fie nimicit. Era lege. Și evreul se temea? Și evreul venea de frică la adunare? Noi am mai pus o rânduială în biserică, unul m-a întrebat așa, frate Dragoș, la cât timp trebuie să vin eu la adunare ca să nu mă dați afară? Asta era, asta voia el să știe. Ca să nu mă dați afară, cum ați făcut voi rânduiala? Eu vin dintr-o adunare cu rânduiele aspe, frate, nu v-a spus nici cât e negru, sunt bune ce avem noi acolo. Dar eu nu mă dezic de ele. Eu sunt de acord cu ele și Domnul să ne ajute să creștem și duhovnicești mai mult decât așa în lege. Și m-a întrebat la câte vreme. Și o trebuie să stau mult de vorbă cu el, pentru că există, până la urmă, dragii mei, când tu vii la adunare, ai o binecuvântare de copii, hai recunoaște, vrei să cânti coro, așa? Vrei să slujească nu știu care frate, ai tu invitați, așa vrei să-ți iese programul frumos, că iese o casetă și o vizionează cineva. Dacă n-are el binecuvântare, de ce stai acasă și nu vii? Când tu ai o căsătorie, vrei să fie adunarea plină și o slujbă frumoasă. Dacă n-am eu căsătorie, de ce nu vii? Uite, așa e și la mormântare, așa e și în alte slujiri. Deci noi avem ca și slujitori niște drepturi,
dar avem și niște obligații. Și până la urmă, și nu spun mai departe ce putem face, până la urmă, până la urmă ne putem pocăi și veni la adunare. Amin? Doamne, ajută-ne la asta. Primul capitol, am înțeles. Motivația. Am spus noi plăcerea, nevoia, datoria și frica. Pedeapsa. Trecem la capitolul 2, frecvența. În Exod 23 cu 14 și 17 spune așa: de trei ori pe an fiecare bărbat să se suie la locul de întâlnire. Astea erau niște praznice peste tot poporul, dar mai avea fiecare în dreptul lui și aducea jertfele. Asta a funcționat până când au venit evreii din robie și au făcut acele sinagogi. Și cuvântul Domnului spune în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 27. Și cuvântul acesta care se citește în fiecare zi de sabat. Evreii mergeau în fiecare zi de sabat la sinagogă. Când a venit Hristos, a adus pocăința, creștinismul, creștinii, spune în Biblie, cuvântul care l-am citit, versetul 46, se adunau în fiecare zi. Nu știu care e programul aici a dumneavoastră de întâlnire în casa Domnului, noi l-am stabilit în funcție de posibilitățile noastre, dar avem dorința că Dumnezeu a luat act de asta. Sunt hotărâri pe care biserica le ia și Dumnezeu spune aprobat și apoi verifică și El. Acum, știți ce? Aș vrea să vă spun câteva lucruri. Noi am vrea să venim la adunare. Un frate, când vorbea de la cină de neputință, că sunt mulți neputincioși, punea așa asta: nu pot veni la adunare. Și asta e o neputință. Și aș dori ca Dumnezeu să ne scape de neputința asta. Amin. Sunt câteva piedici. O primă piedică care am întâlnit-o la noi, și n-aș vrea să fie și la dumneavoastră. Sună ciudat, dar din experiența care o am, spun că e o piedică. Sunt tocmai cercurile sau grupurile de rugăciune din casă. Eu sunt la țară, eu iubesc rugăciunea, fraților, iubesc prorocia în mod deosebit. Sunt venit în compania unor proroci, a unor oameni al lui Dumnezeu, umblu cu proroci. Dar sunt niște cercuri la noi în sat în care mergem. Lunea e la fratele Nicolae rugăciune. Și cei care iubesc pe fratele și gruparea asta merg. Am observat însă un lucru. Ei luni merg acolo, marți avem întâlnire în adunare, marța nu mai vin la adunare. Miercurea se întâlnesc la un alt frate, joia nu-i mai văd la adunare. Și am spus: oameni buni, n-ar trebui să primeze cercul vostru, grupul vostru. În primul rând ar trebui să primeze casa de rugăciune. În primul rând, am spus, venim marți la adunare, joi la adunare și iertați-mi expresia, dacă nu ne-am săturat de rugăciune, ne mai adunăm și lunea. Dar nu mergem lunea pe la casă, ne adunăm și neglijăm adunarea. Părerea mea că nu este bine. Vă dau câteva exemple din Scriptură. Exod 33:7. Nu mai citesc, dumneavoastră o să urmăriți. Moise a luat cortul său, l-a scos în afara taberei și s-a numit cortul întâlnirii, dar era cortul proprietate, era cortul lui Moise. La un moment dat Dumnezeu îi spune: Moise, fă-mi un cort. De ce trebuie să facă alt cort, Levitic 17:5, să aduci vita la ușa cortului Domnului? Nu mai era cortul lui Moise, era cortul Domnului. Când nu l-a făcut așa de mare să încapă toate semințiile lui Israel. Când a fost la Ierusalim, la Institutul Templului, îmi spunea cineva că cronicile lor au consemnat trei minuni. Una, niciodată, oricâte jertfe se aduceau acolo, n-au fost văzute muște. Și ar fi trebuit să apară, știți dumneavoastră, niciodată n-au fost muște la Ierusalim. Doi, altarul acela care era din lemn, acoperit cu o tablă de aramă, la cât foc era acolo, niciodată nu s-a ars tabla aceea de aramă. Și trei, și asta o țin minte, oricâtă mulțime de evrei ar fi venit în cortul întâlnirii sau în templu, tot mai încăpea unul. Tot mai încăpea unul. Asta spun că e o minune la dânsă. Teoretic n-ar fi trebuit să încapă mii de oameni în spațiul acela. Dar din totdeauna, oricâți evrei ar fi venit, mai avea unul loc în templu. Așa spun și noi, mare loc unul în Betania, poți să mai vină. Amin? Doamne ajută-ne să venim! Apoi, spunea cuvântul lui Dumnezeu că a făcut cortul lui Domnului. Mie asta știi ce îmi spune? Că Domnul a vrut să mute autoritatea din sectorul privat în sectorul public. Numai cortul lui Moise, cu calabalâcul în el. Nu, e cortul Domnului. Sunt lucrări care se pot face acasă. Primul Paște, evreii l-au sărbătorit fiecare în cortul lui,
Da? Citim Exod 12, 14, fiecare în cortul lui. Dar mai târziu, Paștele s-a sărbătorit acolo, spune în Deuteronom 12 cu 8, voi să nu faceți ce facem noi acum, când fiecare face ce îi place. Iar în Deuteronom, capitolul 16, vorbind de Paște, spune, acolo se prăjnuiesc Paștele, într-un anumit loc. Deci nu se mai prăjnuia Paștele acasă. Domnul mută autoritatea din sectorul privat în sectorul public. Eu nu desfințez rugăciunea, Matei 6:6, intră în odăiță, trage ușa după tine, asta o faci o casă și poți să o faci. Sunt lucruri care acasă poți să le faci. Eu m-am rugat pentru copil bolnav și Domnul l-a vindecat. Cunosc frați care într-o noapte cu viscol, când nu circula nicio mașină, când copilul avea o febră și nu știa ce să facă, de la spital i-a spus, Domnule, nu putem ajunge. O lua copilul în brațe, s-a rugat pentru el și Dumnezeu l-a vindecat. Rugăciunea din odăiță rămâne. Dar vine Pavel 1 Corinteni 14 cu cât cu 26, parcă spune, fraților, ce-i de făcut când ne adunăm la oaltă? Iată că este o întâlnire publică. Deci Domnul mută, mergem în 1 Corinteni 16 cu 19, vorbesc de Acuila și Prescila și bisericii care se adună în casa lor. În casa lor era o adunărică mică, dar în cartea Apocalipse, bisericii în Efes, Smirna, Perga, e biserica din localitatea lor. Eu prin asta înțeleg și avem și alte exemple, că Domnul mute autoritatea din sectorul privat în sectorul public. Deci prioritate în ce privește întâlnirea, o are adunarea, după aceea întâlnirea din casa ta cu prietenii tăi. Domnul să ne ajute să înțelegem, amin? O altă piedică mi s-a întâmplat mie. Frații care slujesc în biserică, fie el președinte sau secretar, și alți păstori care sunt în bordul de misiune, nu sunt decât oameni. La Betania nu sunt arhanghel la amvon când se face o judecată și un proces verbal. Nu, sunt oameni. Și oamenii pot greși. S-ar putea ca tu să fi fost nedreptățit, judecat pe nedrept și nu te mai trage inima să vii la adunare. Spune, de ce să mai vin la adunare? Să-i văd pe cei care nu-s drepți? N-aveți dreptate. Nu aveți... Vă dau un exemplu. În Bucovina noastră, dragă, au fost doi titani. Spun că au fost, că au murit. La amândoi am participat la mormântare. Poate fratele știe, Răuț Vasile și Cornea Matei. Doi predicatori foarte buni, doi oameni temători de Dumnezeu. La un sfat, fratele Cornea spune la Răuț, Vasile, tu de azi nu mai predici, că i s-a părut lui ceva. Fratele Vasile Răuț avea un cap mare și o inimă mare, predica ceasuri întregi din Scriptură. L-am cunoscut bine. Și dacă presbiterul i-a spus așa, rămâne liniștit pe bancă. Vine pacea Domnului, dă mâna cu frate, sărut și stea. După un an de zile are un vis. Vine un înger la el și îndeabă, Răuț, tu ce faci? Și el spune că nu fac nimic. Și îngerul întreabă, dar de ce nu faci nimic? De ce nu vestești Evanghelia? Nu mă lasă Matei. Și îmi spunea că în vis, îngerul a scos ca o agendă, o căuta, da, în data de la ora de s-o lua, mă duc să mă judic cu Matei. Și îmi spunea că noi intrat Dumnezeu la judecată, dar Dumnezeu nu judecă așa cum nu bate copiii cum bătem noi când suntem nervoși băieți. Îi făcea un necaz la fratele Matei și Duhul Sfânt îi spunea, pentru că l-ai oprit pe Vasile. Și mai făcea un necaz la fratele Matei și Duhul Sfânt îi spunea că l-ai oprit. Și când o pățit vreo 3-4 necazuri, îmi povestea cineva din familie, Matei ia pălăria și fuge la Vasile, spune, băi Vasile, iartă-mă, te rog, și hai să predicăm amândoi. Și toată viața o predicat amândoi, că aveau loc de predică amândoi. O hotărâre nedreaptă, îngerul știa și l-a absolvit de vină pe cel în cauză. Dacă cineva a luat o hotărâre nedreaptă, stai liniștit. Fraților, eu pâinea asta nedreptății mă laud câteodată că am mâncat-o toată. Și n-am mai avut curajul. Din păstor apreciat și iubit, am făcut alegerea, am avut 98%, după aceea frații au spus, măi, nu mai ești bun, stai pe ultima bancă. Și am stat pe ultima bancă, nu mai avem nici chef de adunare. Și nevasta vine la mine și spune așa, măi, cât erai tu prezbiter, păstor, chemai, veniți adunare, să nu lipsim așa de frumos, și acum de ce nu mai vii la adunare? Mă, nu mă mai trage inima, spuneam, du-te tu. Stau eu cu copiii, du-te tu, și odată îți duci și vine amărât, spui, mai bine nu mă ducem azi la adunare. Dar de ce? Păi eu condus un frate timpul de rugăciune și numai de tine eu predicat. Dragul și așa, dragul și așa, dragul și așa, și na, eu nevasta ta, căsătorită din dragoste. Mă, ai văzut cum e? Și nu știam chiar ce să fac. Și a venit de la 500 de kilometri un frate la mine, am avut o vedere. Se făcea că avea un steag mare, alb, și cineva ți l-a rupt totul. Și niște oameni ți l-au prins așa cu un ac mai mare,
așa cum te-ar reabilita niște șefi de-a tăi, dar au spus, Domnul tău o să cunoaște că-i rupt. Du-te la frață care ți-o rupt steagul să-l coasă ei. Și m-am dus în adunare și am stat cu capul în jos și am spus, Domnul trebuie să mă treacă pe acolo. Și toți frații aceia care mi-au rupt steagul au venit și-o cerut iertare. Și spunea fratele în vedenie, așa avea un ac de mic, așa cosea că nici nu se cunoaște că-i rupt. Ai primit răni aici în Betania? Domnul vrea să ți-l lege tot aici în Betania. De aceea îndemnul meu pentru toți care spuneți că ați fost nedreptățiți. Noi avem o cântare veche. Dreptatea lor de veacuri, Iisuse, tu le-ai fost. Dreptatea noastră la Dumnezeu. Și rana ta, Dumnezeu aici vrea să-ți o lege. Amin? Doamne, ajută-ne la asta. Nedreptate, cunosc un frate, un bun proroc. Eu știu că e bun proroc, numai prezbiterul nu știe că e bun proroc și nu l-a folosit în măsura lucrării lui. Și pentru că nu l-a folosit, el a început să stea acasă. Când era timp de adunare, veneau doi frați la el. Băi, ce bine că ați venit! Uite, suntem doi sau trei, facem o adunărică. Și neglija adunarea. Ba încă mai vorbea de rău pe aceia. Aceia nu-s oameni firești, puși de oameni, nu pricep cum e cu lucrarea Duhului Sfânt. Și eu tot vorbi de rău. Am întrebat pe cineva, ce știi de familia Alcutare? Are un singur băiat. Mai târziu, când au crescut copiii și mergeau în lume, spunea, duceți-vă mai la adunare. La care adunare? Unde păstorul lumesc, unde dirijorul e așa, unde predicatorii, la aceea să ne ducem? Și închidea gura lui tatăl său. Are un singur, eu cunosc bine familia și iertați-mă că chiar din județul Arad. Un singur copil mai are, un singur băiat mai are pocăit. Știți de ce? El nu vine la adunare, s-o considera nedreptățit, n-a fost avansat când a vrut el și a vorbit de rău pe frați. Domnul să ne ajute azi să ne pocăim. Amin? Mai este, fraților, încă o piedică și trec repede că timpul trece. Comoditatea. Mie mi-e greu să-mi caut hainele mele, iertați-mă. Poate aveți și dumneavoastră așa ca mine acasă. Și îi spuneam, hai să îmbrăcăm copiii, să-i ducem la adunare. Și nevasta spune, da, îmbracă-i și ea e cu tine. Când e vorba să îmbrac copiii, să iau cu mine, tare mi-e greu. Ăla de 4 ani, el se îmbracă primul, cu papuci în mână, parcă el ar începe. Spune, așteaptă-mă, stai un pic. După ce se îmbracă, mănâncă, e foame, o felie de gem și mi-a murdărit geaca. Și alta, nu mai am curat, că așa-i. Și ce facem? Și odată copiii plângeau să iau la adunare și am spus, ori vin eu la adunare, ori mergi tu, unul stă cu ei acasă. Și așa nu înțeleg, e mare lucru acum. Și copiii plângeau să meargă la adunare și mi-au spus, azi stau eu cu ei, fac un studiu biblic, tu du-te, roagă-te și pentru noi. Și așa, nu și-o ptit ca o voce. Și m-am uitat și nu era nimeni, m-a vorbit în duhul meu, acum plâng ei să meargă la adunare. Mai târziu ai să plângi tu să meargă la adunare. Eram în Viena și o mamă, o cunosc foarte bine, eram în gazdă, umbla din cameră în cameră cu un umeraș, cu un costum. Spune, hai, uite ce ți-o luat, mamica, ia costumașul ăsta, ai venit și fratele Dragoș, hai să mergem la adunare. Și el spune, azi nu pot, trebuie să mă întâlnesc cu cineva. Și mama s-a cu lacrimi în ochi, îl ruga ca să meargă la adunare și el nu mai putea. Vi-e greu să îmbrăcați copiii. Vi-e greu să-i schimbați poate două ori duminică dimineața. Dumnezeu vă plătește. Că acum ei vor la adunare și ar veni la adunare și noi, pentru comoditatea noastră, îi lăsăm acasă. Să nu vină vremea să plângem noi și ei să nu mai vrea să vină la adunare. Și apoi Dumnezeu vă plătește surorilor. Predica odată un frate, Dragoș Hriscu, de la Arbore, că spunea că în războiul ăsta duhovnicesc, Dumnezeu nu a pus pe prima linie păstorii, nici prorocii, nici dirijorii. El spunea, eu cred că pe prima linie, în războiul ăsta, Dumnezeu a pus mamele. Că dacă eu m-aș trezi de 10 ori într-o noapte ca păstor de grijă pentru adunare, aș avea grijă să le spun, fraților, din cauza voastră n-am dormit atâta noaptea. Și să-mi fac un titlu de glorie. Dar o mamă se ridică de 10 ori din așternut, vede că dacă unul are febră, îi mai dă nurofen la altul, îi mai leagănă pe celălalt, îl mai învelește pe celălalt și asta face de ani și ani de zile. Dumnezeu vă va răsplăti, dragi surori, continuați să vă luați copiii la adunare. Amin? Hai să nu dăm dovadă de comoditate. Apoi, o altă piedică care ar fi, dorința de a lucra, de a câștiga în timpul de adunare. Eu spuneam odată la cineva, ce să spun, el avea un lucru tare bine plătit joi seara. Cred că Billy's Gay tremură tot că l-ajungi tu. Judecata Babilonului, știți care a fost? În Apocalipsa 18, citiți în versetul 7, știți care au fost? Au risipit în plăcere, dragii mei. Ce să vă spun eu de Corjăuți? Acolo este o adunare în care n-au scaune, au bănci, n-alea simple.
Și au lipit băncile una de alta și acum, dimineața m-a sunat un prezbiter la noi în adunare, a fost ieri acolo. Și acum dorm copiii în adunare, că au venit apele și le-au luat casă la vale. Pe pătru, pe salteli, dorme acolo. Și ții tot nu-ți mai ajunge? Schimb mobilă bună, schimb pierdeli bune, arunci haine bune, ai multe pretenții, iertați-mă, frate, că vă spun. Dar așa sunt îndemnat să vă spun. Și alții trăiesc în sărăcie și nu-ți permiți să lași lucrul tău să vii joi seara la adunare să te rogi. Risipim în plăcerile noastre, aruncăm mâncare bună la buncăr și alții n-au ce mânca. Îmi povestea un frate de aici, în Arad, o plecat în India. Și îți spune, frate Dragoș, ce am văzut acolo, un băiat tânăr necăsătorit, am luat o hotărâre, am jurat acolo în munță Tibetului, cât voi trăi eu, nu voi mânca niciodată să mă satur. Am mâncat cu el undeva în Maramuș la o masă, băiat tânăr necăsătorit, o mâncat puțin și a spus, gata, am spus, mai e frate, mai e cu ce bine plecând. Am jurat că nu mă voi sătura niciodată în viață, când știu că alții mor. 15 milioane de oameni s-au cotit că mor în fiecare zi de foame. Și noi ce facem? Suntem așa de pretențios și joi seara și duminica avem de lucru. Să știți că Dumnezeu ne va pedepsi. Risipim în plăcerea noastră. Nu mergem la grătar duminica când e adunare. Nu ne ducem să jucăm tenis cu piciorul când frații sunt la rugăciune. Nu ne ducem la iarbă verde cât ați fi dumneavoastră de patron și cu bani. Că Dumnezeu vă va ieși înainte, va judeca. Hai să respectăm adunarea și când frații sunt la adunare să ne venim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la asta, amin? Fraților, la noi a venit un frate dur, predica tare dur. Când a venit, predica prima dată, un frate s-a rugat, a spus, măi, ce cu omul ăsta? Și a avut o vedenie. Se făcea că la noi cânta o orchestră, fiecare film. Și fratele a venit și a spus, vreau să cânt și eu la orchestră. Și cineva într-o întrebat dirijorul, dar tu la ce știi să cânti? Și el scoate o securie mare, eu cânt la topor. Și așa era predica lui. Și odată a venit la noi, a predicat și a spus, măi, frate Dragoș, cum de mă mai pui la predică? Mă, știi de ce te pun? Lucrurile care nu vreau să le spun, eu știu că le spui tu și îmi faci un serviciu. Dragii mei, haide să venim la adunare. Haide să lăsăm din lucrurile noastre, din problemele noastre, să venim la adunare și Dumnezeu să ne ajute. Mai sunt și alte piedici. Aș vrea numai să vorbesc ceva de beneficiu. Venirea noastră la adunare împlinește nevoile noastre și realizează părtășia. În Ioan părtășia e pe verticală, dacă zicem că avem părtășie cu El și părtășie pe orizontală, dar dacă umblăm în lumină după cum El însăși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Părtășia înseamnă adunare. Dumnezeu vrea unitate. Mulțimea celor ce crezut, Fapte 4:32, nu? Era o inimă și un gând. Fapte 2:42, ei stăruiau în învățătura apostolului în legătura frățească. În frângerea pâinii, în rugăciuni, Filipeni 2:1-2, dacă mai este vreo îndemnare Hristos, vreo mângâiere în dragoste, vreo legătură a Duhului, vreo îndurare și vreo milostivire, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire. Știți ce vrea Dumnezeu la noi? Să trăim unitate, fraților. Efeseni 4:3 acolo și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Că în Fapte 9:31, biserica se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Vreau în Betania legătura păcii, amin? O vreți și dumneavoastră? În Coloseni 3:14, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care e legătura de săvârșire. Dumnezeu ne vrea una, părtășia se realizează prin prezență. Veniți la adunare. Mă întâlnesc cu o soră și spun, nu te-am văzut la adunare. Azi am fost la Timișoara, la Elim. Dar e ora 2 după amiază și e în Bosanci. Dar când ai fost la Timișoara? Azi am fost la Timișoara, la Elim. Să spun cine o predicam, Nelu Bodian de la București și un frate din America. Ce predici, în veci nu predicați voi ca aceea. Mai fă-mă să înțeleg. Apoi m-am trezit mai târziu și m-am uitat pe internet. Și ce-i un păcat? E păcat dacă eu stau și mă uit la internet. Zic, mă, dar ai avut părtășii? Da, am și lăcrimat. Fapte 2 spune că în ziua cincizecimii erau toți împreună și în același loc erau adunat. Aia nu-i părtășie, adevărata părtășie e aici. Eu nu spun că e păcat să te uiți pe internet dacă ești bolnav și nu poți veni la adunare sau odată că nu e adunare, la Betania stai, știu, la o predică. Foarte bine, dacă e adunare, aici ai părtășie. Noi trebuie să avem, să fim părtași la credință, Filimon, versetul 6, Fapte 1:17, părtași la slujbă, în Apocalipsa spune acolo, părtași 1:9, parcă, la necaz. Suntem noi părtași, fraților?
Prin ce vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? Eu când am turnat Emilie la casă, am chemat vreo 17 prieteni să mă ajute, frați. Au venit 34. Când un alt prieten de-al meu, Gula Sava, îl cheamă, orfan de tată, o turnat Emilia la casă, s-a ridicat în picioare și un frate a spus: fratele Sava e orfan, n-are tată, tatăl s-a murit la 50 de ani, 10 copii, toarnă-te Emilia la casă, dacă vrea cineva să meargă să-l ajute. În ziua când s-a turnat Emilia, erau sute de oameni cu gălezi și un frate spunea: cum să trimitem o parte din frața acasă ca să nu se supere? N-aveau ce face toți, nu știa cum să trimiți acasă. Eu mă întreb, părtași la necaj mai suntem? Părtași la slujbă suntem, cântăm împreună. Dar ce necaz are sora lângă tine, nu știi tu? Dar ce boală, dar ce probleme cu soțul, dar ce probleme fac copiii? Noi trebuie să fim părtași și la slujire, dar părtași și la necaz, părtași și la răbdare și mulțumim Domnului și părtași la împărăție. Se realizează părtășia aceasta. Ori dacă tu ești proroc, i-am spus la un frate, Domnule, în metalie ești proroc. Apostolul Pavel spunea în Efeseni, capitolul 4, parcă versetul 16, prin ceea ce dă fiecare încheietură, noi suntem trupul lui Hristos, fiecare încheietură de prorocul și are locul lui în adunare. A spus, omule, cum te prorocești acasă și nu vii să prorocești adunare? Nu crezi că mie mi-ar place să aud o prorocie? Tu ești cântăreț, de ce cânti pe acasă și nu vrei să cânti în cor? Tu ești, eu, predicator, de ce studiezi acasă și ai partida ta și nu vrei să vii la adunare? Tu ești o încheietură, dă ceva și Domnul să ne ajute. Amin? Nu mai vorbesc de pierderi, trecem hai la partea aplicativă, că îmi place aceea. Am spus că nu-i nicio taină și totuși este o taină în toată predica mea. Vorbim de păcatele făcute cu voia. Evrei 10:26, dar dacă păcătuim cu voia, nu mai este nicio jertfă de iertare. Care sunt păcatele cu voia? Veți spune curvia, de acord. Furtul, da, premeditat, te duci la furat, de acord. Altele. Dar acolo știți care-i taina? Scrie așa în Evrei, capitolul 10:24. Să veghem unii asupra altora, versetul 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul și versetul 26, că dacă păcătuim cu voia. Știți care e taina de aici? Versetul 26, rețineți, că e foarte important, îi scris după versetul 25. Asta e toată taina care pot să vă spun. Versetul 26 e scris după 25. Acolo spune așa, să nu părăsim adunarea noastră, că dacă păcătuim cu voia. Eu cred că dacă de joi dimineața, spun, de seară nu mă duc la adunarea, e un păcat cu voia. Cine îți garantează iertarea? Eu cred că dacă de sâmbătă spun, mâine nu mă duc la adunare, ăsta e un păcat cu voia. V-ați gândit vreodată la așa ceva? De aceea dorința mea este, ca să vă motivez în privința aceasta, să nu păcătuim cu voia, să nu părăsim adunarea noastră, ci să veghem unii asupra altora. Și veghează mama asupra copiilor, veghează soția asupra soțului, când vezi că la bărbatul tău n-are trageri de inimă să vii la adunare. Tu nu observi? Duminică s-o codit, joi seara o veni mai târziu, dar tu ca soție spui, măi omule, vin încoace. Nu prea te văd mergând la adunare. Ia hainuțele astea și du-te la adunare, lasă să facă o treaba. Sau tu la soția ta, sau la copiii tăi, la băiatul meu spune, așa mă doare burta, nu pot merge. Măi, îl doare burta, e Gheorghiță al meu, așa îl cheamă, cum să... Dar stai cu minte, îl mânghi, stai cu minte. Și afară o pluat. Și când vin piperetele la graj, erau 100 de mingi bătute de perete, cum bătut el cu noroc, spun, măi, tare, te-o mai durut pe tine burta, măi, băiete, măi. Uite, aia este de unde, stă-te cercuri așa. Și când a doua duminică, că așa, nu, hai cu mine, lasă, este doar burta ca duminică, mai bine vii cu mine la adunare. Noi trebuie să veghem unii asupra altora în casă, până veghează comitetul, veghează mama, până veghează păstorul, veghează părinții, da? Eu la Betel mi-a arătat fratele Iosif Anca, un caiet mare, că prezența fraților la cina Domnului. Și am spus, dar cum îi numim, măi, omul aici? Că sunteți o mie de oameni. Așa suntem organizați că îi numărăm. Și dacă două luni la rând nu e cina, a treia lună vin la tine. Tu ești bolnav, nu mai poți mânca. Ori iertați-mă că de multe noi avem treburile noastre. Știți ce mi s-a întâmplat mie? Mâncam odată așa acasă și mă gândeam eu la frață care nu prea vin la adunare. Și am găsit unul, spune, mă, ăsta are ceva cu mine, spune la nevastă, măi, eu nu-l văd pe fratele Găitan Gheorghe de mult la adunare. Oare ce mai are și ăsta? Și ea îmi spune Dragoș, că așa mă cheamă. Și atunci se uită la mine, spune, frate păstor, omul ăsta e mort de ceva vreme și e îngropat.
Așa mi-a fost rușit, numai noi doi eram. Am spus, dar când nu muri tu? Păi când nu erai tu acasă? Ce aveam să-l țin pe masă până vitul în grup? El era mort și eu îl judecam că nu previne omul la adunare. Se mai întâmplă, asta mi s-a întâmplat mie. Până veghează păstorul, până veghează păstorul, vegheați voi unii asupra altora ca să nu părăsim adunarea. Și mai am o întâmplare tot la noi la adunare, cu asta spun amin. Am început să predic, am predicat de două ori și trecut pe lista de predicatori. Eram la numărul 47, la noi în adunare, 47 de frați care sunt predicatori. Atunci era așa. Odată a predicat un frate la noi, duminică dimineața, psalmul 84. Un om din comitetul adunării trăiește, are 82 de ani. Predică și acum. Căci mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte. Și o predicat, el avea un calcul făcut așa, cât am câștigat într-o zi, cât câștigăm dacă venim la adunare. Dom'le, așa mi-a plăcut predica, dar ceva așa s-a născut în mine, măi, omul ăsta eu nu prea îl văd joi seara la adunare. Și acum ascultați, timp de 16 săptămâni, vara, timp de 4 luni, fără să mă pună nimeni, eu am făcut prezența predicatorilor joi seara la adunare. Acasă avem tabelul de la Axinte până la Zagan, dacă-s din sat îi cunosc. Mergeam și tot mă foiam, mă uitam, roată, Domnul mi-a dat așa memorie, ajungeam acasă repede. În vreo 3 rânduri n-am putut să merg nici eu. Și am spus la nevastă, măi, tu ești o femeie înțeleaptă, puținere de minte, du-te la adunare și uite la toți predicatorii. Ea mă întreabă, dar cine te-a pus pe tine să numeri? Păi nu m-a pus nimeni, așa fac eu un experiment. Dar îngerul Domnului numără, îmi spunea ea, după Biblie. Măi, numără îngerul Domnului, noi nu avem acces la listele cerea. Eu vreau să-i fac așa o listă. Și am făcut-o. Când s-a făcut primul sfat cu frață, așa, prea simplu, de la țară, noi împărțeam sfatul în trei. Despre predică, cum să fie predica, despre cei care conduc programul în adunare, ce să facă, și ceva despre familia predicatorului, cum e nevasta, copiii, noi nu dăm nimănui un prilej de potihnire, nu? Ca slujba noastră să nu fie defăimată. Ei, în sâmbătă aceea eu am scris din mână, nu era xeros, vreo 10 copii din aia. Știi cum m-a apucat ora 1? Făceam tabele, 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 ne-am spus, culcă-te mai, lasă-mă, lasă-mă. Și când se gata sfatul, eu am spus, frate, am și eu o problemă. Spune, frate, da, am împărțit repede hârtiile, așa ca manifestele. Le-am împărțit repede, zgrupați-vă câte 2-3, că nu avem atâtea hârtii. S-au grupat și întreabă, și ce e asta, frate Dragoș? Zic, asta este prezența predicatorilor joi seara la adunare. Și mă uit ținte la omul acela care a predicat, că mai mult face o zi în curțele Domnului. La el știa mare zero, nici o joi seara. M-a uitat la el și el ținea hârtia așa și îi spune la unul, nu ne mântuiește asta pe noi. Și pune hârtia. Și am spus, bine, dacă nu mântuiești, de ce o predicăm? Dacă nu ne mântuiești prezența, de ce mai comparăm cât de mult face să vii la adunare? Un alt frate mi-a ieșit și mi-a spus, un frate Vasile Dragoș, dacă îmi dădeai o palmă în mijlocul adunării, te iertam, dar așa nu te pot ierta. El avea 2. Un alt frate avea 16. Prezbiterul avea 13. Eu aveam 13. Aproape cât țin minte acum, foarte mult cât aveam. Deci unul avea 16, nici o joi seara lipse. Predicator, altul avea 0. Și erau frați și în comitet amândoi. Nu mi se pare corect. Știți ce s-a întâmplat? În următoarea joie, cred că nu a lipsit niciun predicator. Toți erau adunare, numai că nu o ținut mult minunea asta. Dorința inimii mele, știți care este, fraților? Să veniți la adunare. Haideți ca să facem o recapitulare. Capitolul 1, motivația. Am spus, e plăcerea, e nevoie, datorie și frică. În capitolul 2, cât de des să venim, așa cât ați hotărât dumneavoastră și băgați de seamă că sunt unele piedici și altele pe care nu vi le-am spus. Dacă v-aș mai spune una care cred că este. Un frate de la noi are o lucrare. Roagă-te pentru nevasta ta că un duc de nemulțumire pune stăpânire pe ea. Și el a spus, prin cine a venit? A venit o lucrare și nu s-a rugat. Mie mi-a spus omul ăsta, spune frate Dragoș, când peste nevasta mea a omlit un duh de nemulțumire, au pus adunare să cânte două fetițe mici. Și au spus, uite cum nu știu să vorbească bine, mănâncă timpul și astea. Și a ieșit o fată mare, care o cânta și până atunci. Și a spus, asta vrem măritată de acum, în continuu, de duminica cântă. Și a cântat corul și a spus, dirijorul ăsta n-aude, n-are ureche. Și a predicat un frate și a spus, ăsta e predicator. Și omul ăsta, după ce se repete de 2-3 ori scena asta, adunare se duce acasă, iar nevasta spune, măi, eu am avut o lucrare cu un duc din nemulțumire o să vie peste tine, să postez, să mă rog. N-am făcut-o. Au plâns amândoi, au postit amândoi, s-au rugat amândoi și au plecat.
Și îmi spunea fratele acela, cântau aceleași fetițe, spunea așa de dulce îți vine să le mănânci, măi. Și corul ăsta, vai cât de greu să învață o cântare, Domnul să le bine, aceea slujire. Plecase duhul de nemulțumire. Este vreunul pe aici care are duh de nemulțumire? Mă rog, Domnule, azi să plece duhul ăsta, să vă placă la adunare, da? Am spus câteva piedici. Am vorbit apoi de beneficii, scurt, și o parte aplicativă. Rugămintea mea este, pentru ultima dată, fraților, veniți la adunare. Știți că nu mă lăudați că am predicat bine, că nu folosește, din potrivă s-ar putea să mă duc în ispită. Când eu am avut necazuri mari, 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 m-am dus la un proroc. De fapt, el m-a chemat, frate Dragoș, m-a rugat pentru tine și Domnul mi-a arătat că îți creșteau, aveai puf de pe un. Și Domnul a spus, el smulg chiar dacă îl doare. Frate, dar eu nu mă știu mândru. Bă, eu nu știu, omul trăiește, are 83 de ani. Așa mi-a arătat Domnul, îți creștea puf de pe un. S-ar putea să ne avem și piene de pe un, știi? Și câteodată Domnul trece înapoi așa. Rugămintea mea este, veniți la adunare. Ne obișnuim să stăm împreună, că nu uitați, va trebui să stăm împreună o veșnicie. Amin.